Controverse și nemulțumiri la înmormântarea regelui Mihai. Istoricii consideră că nu se respectă tradiția înmormântărilor regale. Sicriul nu va fi adus cu trenul regal, așa cum s-a întâmplat la mormântările celorlalți regi, și nu va fi depus pe un afet de tun. Iar potrivit directorului Muzeului Curtea de Argeș, ora nu este potrivită. Gara din Curtea de Argeș, clădire monument istoric, este într-o stare avansată de degradare și nu poate găzdui un eveniment de o asemenea amploare. Familia regală a decis că ultimul drum al majestății sale, regele Mihai, să se facă pe șosea. Da, e foarte bine că nu vine cu trenul regal, pentru că gara nu este atât de primitoare acum, să știe. Noi tot am insistat cu gara aceasta de la Sinaia de vreun an, doi, să fie restaurată. E păcat, e un lucru necesar și în vederea venirii regelui Mihai cu trenul în gară, dar, mă rog, s-a hotărât, va veni cum a venit și regina Ana, și foarte potrivit. Localnicii sunt și ei dezamăgiți că ritualul de înmormântare nu va putea fi respectat și spun că este vina autorităților locale pentru felul în care arată gara. Foarte proastă, pentru că trebuia să fie ca un muzeu. Ce, s-a mai lăsată în părăsire, practic, ca și altele. Deci este lucru, un monument istoric. Sigur că da. Deci ar fi trebuit să arate mult mai bine, pentru că e o clădire veche, e o tradiție, dar nu s-a făcut nimic. O altă problemă semnalată de un istoric, care este și consilier local, este că înmormântarea va avea loc seara. Programul, să zicem, total rupt de tradiția înmormântărilor regale și care nu respectă nici de cum cutuma, care, tradiția, că despre asta vorbim, care a fost până acum, nici de cum. Este un alt fel de sistem gândit, mi se pare mult prea modern, având în vedere că vorbim de un rege al României, un comandant suprem al armatei române, un mareșal care și-a condus armata pe front și care a fost decorat de toate țările lumii și, în primul rând, de țara sa. Este trist că nu se face acest lucru, și iar ora de mormântare este total nepotrivită. Trupul neînsuflețit al regelui Mihai va ajunge la Curtea de Argeș sâmbăta viitoare, iar slujba de înmormântare va fi oficiată la ora 18:45 într-un cadru privat.